Oameni buni, uite că s-a cam terminat conferința pro-afaceri și, bineînțeles, cireașa de pe tort, așa o numesc eu, este următorul live. Este primul live, pentru că nu putea să fie decât la televiziunea grupului Iubim Brașovul, pentru că iubește Brașovul, da? Cu Alexandru Iliescu. Bun găsit! Bun găsit, Eugen! Vă mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim pentru tot ce ne-ai transmis astăzi în sală și acum este doar un prin început, pentru că o să facem, și îi promit treaba asta, că o să facem un live cu echipa lui, pentru că face lucruri frumoase și trebuie să intrăm în profunzime, bineînțeles, la ce fac ei. Sunt tineri ca și noi, sunt tineri foarte, foarte buni, mai buni decât noi, și asta ne dă dreptul să-i promovăm. Alexandru, de ce pro-afaceri, de ce aici și cu ce ați venit nou în zona aceasta de business, media, tot ce dorești, după aceea o să intrăm și în niște întrebări așa mai faine. Okay. Cred că cel mai important lucru este că chiar iubesc Brașovul, chiar cred că este un oraș deosebit. Avem un munte în mijlocul orașului. Asta nu se poate cumpăra cu bani. Și de ce am venit aici? Pentru că avem niște realizări, avem o echipă tânără, această generație tânără, care eu cred că este generația care ne va duce România mai departe, sunt foarte mândru de ea, și am vrut să le arăt oamenilor de afaceri un brand românesc care are succes în străinătate. Măi, oameni buni, dar suntem aici la Brașov și uite chestia asta că sunteți în Brașov, că ați rămas în Brașov, că construim totul aici în Brașov, este pe românește cel mai frumos, cum zice Ardeleanu, fine. Fain, totul e fain aici. De acord, este un lucru de care sunt mândru și chiar ne ambiționează. Faptul că reușim să stăm aici și cu oamenii de aici, din Brașov, să avem această performanță, cumva ne ambiționează să vrem și mai mult. Pentru că e ușor să spui, mă duc dincolo și încerc să fac ceva cu alți oameni. Am fost și eu dincolo și am învățat. Dar mi se pare că e extraordinar să găsești aici o echipă cu care apoi să duci numele României mai departe și să ai succes. Avem un succes real cu toții. Perfect! Spune-ne puțin ce înseamnă succes la voi, ce înseamnă succesul real, care este brandul, ce ați făcut nou și ce ați revoluționat și, cum se spune, de ce, cum zic toți, doamne, România e, să nu spunem acum, da, așa, nu mai avem, nu vrem să facem mai, nu vrem să facem mai, ne-am plictisit, plecăm. Dar uite că voi ați rămas și ați rămas în Brașov și, într-adevăr, meritați să fiți cunoscuți, bineînțeles, să-i promovăm și o să-i promovăm de acum încolo. Spune-ne expres ce faceți și ce ați făcut să îmbunătățiți viața. Mulțumesc. Da, noi dezvoltăm o platformă de învățat limbi străine, o platformă care este disponibilă pe dispozitivele noi, smartphone, tablete și mai nou realitatea virtuală. Nokia M3310. Chiar pe 3310 nu cred că funcționează, dar în rest pe orice, inclusiv pe PC. Și da, noi ne-am propus acum 3-4 ani, când am început să construim echipa, să fim cei mai buni din lume și să construim, să ne jucăm, să transformăm învățarea într-un joc. Și cred că până acum am reușit cu 25 de milioane de instalări în 3 ani și jumătate de la lansare, cu premiul de aplicație a anului în 2017 oferit de Facebook și cu Editor's Choice de la Google și alte recunoașteri de la Apple. Cred că suntem pe drumul cel bun. Se numește, bineînțeles, aplicația, ca să și vorbim de aplicație. Aplicația Mondly sau Mondly Languages, o aplicație care permite învățarea 33 de limbi străine într-un mod distractiv, lejer, pe telefoanele mobile și pe dispozitivele smart. Deci de la ungurește, putem să spunem, până la chineză, japoneză și coreană, da? Engleza, care este de bază la român, și franceza, bineînțeles, germana, italiana, etc., etc. Bun, acum o întrebare, așa, cum ai reușit să dai de o echipă excepțională? Am să vorbim și de echipă, știi? Cred că am fost norocos, dar cred că ce e mai important e că, de fapt, nu e atât de greu. Acum 10 ani, când am plecat din România, am plecat cu
cu o imagine nu extraordinar de bună despre români, pentru că mi se pare că media la noi are tendința de a spune că suntem ultimii din Europa și așa mai departe. Am plecat în străinătate, am văzut că de fapt ne descurcăm și apoi am revenit înapoi cu ambiție și am găsit niște oameni care mi-au arătat că suntem cu adevărat foarte, foarte buni. Că suntem de 10 ori mai bun, poate unul, decât un om din Silicon Valley. Bineînțeles, uite-te, acum nu-ți ascund, vărul meu lucrează în zona asta și a lucrat în zona asta și îmi spunea că aproape 45% din cei care lucrează în Silicon Valley, ghici, ghicitoare, ghici, sunt români, deci ai foarte mare dreptate și ați făcut un lucru foarte bun, pentru că ne-am dus într-adevăr să ne dezvoltăm zona asta de limbi străine. Uite, am fost în străinătate în Spania, dau și vă spun, și am văzut că țările astea care noi le zicem cele mai dezvoltate, cele mai tari, cele mai, păi, nu știu limbi străine și nu știu engleza asta de baltă, știi, adică să te poți conversa. De acord, și cred că limba română este unul dintre cele mai bune valori pe care le avem, pentru că limba română ne permite să învățăm ușor franceză, italiană, spaniolă, iar faptul că n-am avut traduceri, ci subtitrări în perioada până acum, a fost excepțional, pentru că ne-a permis să învățăm engleză și engleza mai departe te lasă să înveți germană, olandeză și așa mai departe. Deci, cumva, fără să vrem, suntem pregătiți pentru a ști mai multe limbi străine, da. Acum, cum vezi partea asta că din 3 cuvinte noi ne poluăm, pot să zic româna, știi, vorbim în englezește, că nu mai putem să zicem mămăligă, spunem polenta, fraților, da? Nu mai zicem orez, spunem risotto, că nu mai putem să facem. Cum vine asta? Adică, mai ales că voi faceți o platformă de genul ăsta și cred că limba trebuie să o păstrezi și vezi că sunt japonezii, da? Nu o să vezi niciodată că i-aș corcesc anumite lucruri. Sau? Bun, cum am spus, cred că limba română este o mare valoare, dar pe mine mă interesează, pe mine personal, mai mult rezultatele, să spun așa, vieții noastre. Mă interesează mai mult să avem o țară curată, prosperă, frumoasă, dezvoltată și mai puțin cum ajungem acolo. Dacă ne ajută, eu știu, să folosim anumiți termeni din limba engleză sau din limba germană pentru că acolo au fost inventați, nu cred că e o problemă. Important este ce realizăm cu acești termeni. Cum ți se pare mediul economic brașovean și mediul economic mondial și românesc? Adică toate trei într-unul, da? Hai să o luăm așa, brașovean, românesc și mondial. Din tot spectrul acesta politic, mișcări, chestii, globalizare, mișcările astea și pe limbi străine, da, uite. Bun, mulțumesc pentru întrebare, Eugen. Mediul brașovean, mi se pare că este receptiv. Mi se pare că, cel puțin din punctul meu de vedere, când le povestim și le arătăm ce facem, reacționează, le place, vor să afle mai multe, vor să se implice și cred că de asta avem de fapt nevoie, de mai multe exemple. Să știm că se poate și să acționăm. La nivel de România, cred că Brașovul poate nu are renumele pe care îl merită, cred că sunt alte orașe care au renume mai bun. Dar eu vreau să arătăm că la Brașov se poate să facem treabă foarte bună și că un brand românesc, important, diferența între firmele care creează soft pentru alte firme și asta este diferența între acele firme și firma noastră. Noi creăm un soft gândit, proiectat, inspirat și dezvoltat și marketat, totul este la Brașov și în momentul când facem un press release și spunem Mondly, Ati Studios a lansat încă o aplicație pe realitate virtuală, scriem Ati Studios Brașov România. La nivel internațional, aceste nume sunt trecute în prezent. Pentru că iubim Brașovul, asta e. Pentru că iubim Brașovul cu adevărat, da. Într-adevăr, să fii premiat de Facebook, aoleu, de-abia aștept să fim și noi premiem de Facebook, câte poate ne ajutați și pe noi și cred că o să facem o colaborare foarte bună. O întrebare de sfârșit, pentru că vreau să-i ținem puțin în suspans pe cei care ne urmăresc. De ce? Pentru că vom face cât de curând o emisiune la voi acasă,
cu oamenii voștri, să-i cunoaștem, să vedem cine sunt, trebuie să-i pregătești, vezi că noi suntem din ăștia care apărăm, hop, acum trebuie să facem o emisiune, dar vrem să vedem într-adevăr tinerii. Tinerii, cum zicea cineva, avem nevoie de tineri, avem nevoie de cei cu experiență și avem și nevoie de cei care ne-au dat sfaturi, adică avem nevoie de toată lumea. Dar, uite că se poate și la Brașov cu tinerii care nu trebuie să plece din țară. Total de acord cu tine, Eugen. Aș spune așa, le mulțumim părinților și generației dinaintea noastră că ei ne-au adus din era dinainte în Europa. Ei ne-au oferit acest cadru în care noi putem să facem comerț cu Europa și cu întreaga lume destul de ușor. Deci le mulțumim. Dar pe de altă parte, logic, tineretul este generația care va trăi cel mai mult și ei vor avea cel mai mare impact. Din fericire, eu am fost foarte surprins și am o relație extraordinară cu ei și pot să spun că tinerii din ziua de astăzi nu au limite și nu știu ce e greu. Ei sunt conectați direct la valorile vestice. Ei nu mai spun asta nu se face în România, asta se face doar în România, eu știu, astea se fac doar în New York. Nu. În momentul în care le lansezi o provocare, ei o preiau și o rezolvă. Și ar trebui să fim conștienți de asta mai mult. Să lansăm provocări istețe, inteligente și să îi lăsăm să le rezolve. Da, uite, ai zis un lucru foarte, foarte bun. Vreau să spun că cadou din partea noastră, îți dăm aici un stick, bineînțeles, pentru informații online ale afacerii tale, Business and Living, aștept să ne trimiți tot timpul când aveți primele idei, primele chestii, să ne le trimiți, noi suntem tine, voi suntem tine, ne promovăm împreună și, bineînțeles, televiziunea la care ai apărut, da? Televiziunea Iubim Brașovul și sperăm să facem lucruri frumoase împreună. Alexandru, nu le spunem foarte mult celor care ne urmăresc, pentru că vom fi alături de voi. Mulțumesc încă o dată, o aplicație foarte bună, vă mulțumesc că n-ați părăsit Brașovul, vă mulțumesc că n-ați părăsit România și uite ca noi vrem să facem ceva frumos. Și chestia asta ne motivează amândoi, așa-i? Ultimul cuvânt îi las lui, de obicei este al meu, eu vorbesc foarte mult, dar și uite, bine că vorbește și el foarte, foarte mult și atunci ultimul cuvânt către toți spectatorii noștri, cei 107.000 plus, ce le transmiți așa din suflet pentru zona aceasta în care ne învârtim cu toții? Eugen, mulțumesc. Cred că ce aș dori să le transmit este să realizeze cât de frumos e orașul ăsta și poate cei care au fost în alte orașe își dau seama că e un oraș cu adevărat frumos la nivel mondial și faptul că avem niște valori extraordinare aici și să avem curajul să ne batem și să fim cei mai buni din lume. Asta e tot. De acolo încolo, inteligența și educația o să rezolve problemele. Asta e tot. Și creștem echipa, așa că vă rog, trimiteți CV-uri, aș vrea să discut cu voi. Mulțumesc! Mulțumesc că iubim Brașovul. Mulțumesc!